Mă bucur din nou să fim împreună în duminica în care facem mișcare. Eu am ieșit pe malul lacului Znagov și mă bucur tare mult pentru că sunt în natură. Ieșiți în natură și faceți sport, ce este mai minunat decât atât vara. Iar acum, pentru că tot sunt în fața voastră și voi în fața mea și vă doriți să faceți mișcare, încerc acum să fac această mișcare care nu face decât să vă mobilizeze musculatura spatelui, umerilor, dar și abdomenului și brațelor și fesierilor. Să știți că este cel mai important să lucrați întreaga musculatură într-o ședință de antrenament. Pentru că noi femeile avem zona de șolduri, coapse, abdomen, brațe cu țesut adipos destul de mult și atunci dacă 20 de minute faceți în fiecare zi și în special dimineața înainte de micul dejun, veți consuma din surplusul de țesut adipos. Așa că să nu te oprești acum și să faci mișcare împreună cu mine. Vreau să-ți arăt și un exercițiu pentru musculatura abdomenului, chiar dacă ești la piscină, și pentru fesieri. Ce trebuie să faci este să ridici piciorul în acest fel. Cred că faci împreună cu mine, exersezi acum și îți aduci aminte de mișcare și poate mai faci și după amiază. În fiecare zi, gândește-te că mișcarea și alimentația sunt doi factori foarte importanți ca tu să arăți foarte bine și să te simți minunat. Nu te oprești, încercăm încă. Iar acum un exercițiu pentru aripioare este acesta. Dacă faci 30 de repetări în fiecare zi, crede-mă că vei avea o coapsă care îți va plăcea foarte mult și ție și celor care te privesc. Sper că nu te oprești. Încearcă să stai poziționată încât umărul și vârful piciorului să fie pe aceeași linie. Și acum celălalt. Și dacă faci în acest mod mișcarea, lucrăm și zona oblicilor. Foarte bun. Să nu te oprești? Super! Vorbeam de alimentație. Are un rol foarte important. Suntem ceea ce mâncăm. Iar eu, de obicei, atunci când mă gândesc la snack-uri, mă gândesc la noi expandat. Și îmi place să-l mănânc foarte mult. Pe lângă faptul că are un aport de minerale și vitamine, îmi dă acea stare de sătul de care eu am nevoie, fără ca să-mi îngreuneze digestia.